Proprietarii câinilor periculoși sunt obligați să plătească RCA pentru animale de companie, o decizie care vine după incidente precum cazul femeii ucise de câini în timp ce alerga pe lacul Mori sau cea a copilului ucis de animal în parcul Tei. Cu detalii, Andrei Naiță. Bun găsit, în prezent doar proprietarii de câini periculoși sunt obligați prin lege să încheie o astfel de asigurare pentru a acoperi eventualele daune provocate unor alte animale sau chiar oamenilor. E bine de știut că toți proprietarii de patrupede pot opta însă pentru încheierea unei asigurări recomandate de altfel de cei care activează în acest domeniu. O astfel de asigurare oferă despăgubiri și poate acoperi daunele pe care o persoană vătămată le poate cere în instanță. Acestea pot ajunge ușor la mii sau chiar zeci de mii de euro. Prețul unei astfel de asigurări variază în funcție de suma asigurată care poate oscila între 200 și 100 de mii de euro. De exemplu, pentru o acoperire de 50 de, mii de euro, prima anuală pe care proprietarul patrupedului trebuie să o plătească este de aproximativ 970 de euro. Pentru o sumă asigurată de 5000 de euro, prima anuală de asigurare este de aproximativ 100 de euro, cam cât o asigurare de locuință sau jumătate din costul unui RCA mediu. Mai trebuie spus că proprietarii câinilor din rasă periculoase pot fi sancționați cu amendă cuprinsă între 500 și 1500 de lei dacă sunt depistați că nu dețin o asigurare de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinilor.